Administratorii drumurilor din Republica Moldova, dar și șoferii vor avea la dispoziție date în timp real privind starea vremii, dar și a carosabilului datorită unor stații meteo miniaturale instalate pe mai multe șosele din țară. 15 astfel de aparate au intrat deja în funcțiune, iar rețeaua urmează să fie extinsă. Aceste dispozitive vor monitoriza condițiile meteo și vor transmite datele către operatorii de întreținere a drumurilor pentru ca aceștia să poată interveni în caz de necesitate. Datorită acestor informații și șoferii pot fi alertați în legătură cu situațiile periculoase care pot apărea pe drumurile din Republica Moldova. Am văzut pe televizor cum se folosesc europenii de așa ceva, dar noi avem și noi o perspectivă. E foarte important. Omul să cunoască ce-l așteaptă în față. Perfect. Eu prima dată le văd, am uia, și nu pot spun nimic. O să fie, bă, să mai vedem, cred că eu, sau cred că e normal, nu? E foarte bine. Părerea șoferilor că o să fie deja ori la radio spus, ori pe TV o să fie anunțat, e foarte bine pentru șoferi. Eu când în 3 ani în urmă am întâlnit șoferia și n-am apucat așa ceva. Poate nu e ceva nou. Șoferii pot să orienteze, să știi ce să facă. Ulterior implementării acestui sistem putem să intervenim punctual, putem să anticipăm anumite momente, respectiv, asta duce la o economie de material antiderapant. Dacă vreți, asta duce la o mai puțină poluare a mediului ambient, fiindcă nu e necesar discurs toate utilajele astea pe drum și de intervenit, neavând careva indicii pentru asta. Și aduce foarte mult siguranță. Acest dispozitiv instalat în apropierea localității Săuceni va raporta starea drumului odată la 5 minute și va putea măsura temperatura carosabilului, tipul și cantitatea precipitațiilor, direcția și viteza vântului, presiunea aerului și vizibilitatea. Aparatul este format dintr-un senzor rutier inteligent, o stație meteo compactă și o cameră color. Datele vor fi colectate, transmise către server și analizate. La moment putem să observăm că temperatura este minus 5 grade, temperatura punctului de rou este de minus 6,8 grade, temperatura la suprafața părții carosabile este de minus 1,2 grade. În total, pe drumurile din Republica Moldova au fost instalate 15 stații meteorutiere, iar rețeaua ar urma să fie extinsă în acest an. Pentru 2023 planificăm încă 15 stații, care de fapt o să avem o rețea care o să avem o rețea care cuprinde întreaga suprafața regională, aș spune eu, a Republicii Moldova. Și termenul de garanție a obiectivelor date este de 1 an de zile. Exploatarea acestuia este până la 10 ani. Valoarea proiectului este de 9,4 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier.